Răsturnare de situație în Rusia. Cum este văzut Vladimir Putin de poporul rus după invazia din Ucraina? Un nou sondaj de opinie rusesc arată că președintele Vladimir Putin a înregistrat o creștere a ratingurilor de la începutul războiului din Ucraina. Peste 80% dintre respondenții ruși susțin acțiunile sale în Ucraina. Totul se datorează faptului că de la invazie, mass media de stat rusă a transmis mesaje zi de zi despre războiul din Ucraina, inclusiv promovând minciuni cu privire la reușitele pe câmpul de luptă și despre justificarea războiului. Aproximativ 78% dintre ruși aprobă activitatea președintelui Vladimir Putin. Ce este de remarcat că după invazia din Ucraina, părerea rușilor s-a schimbat radical comparând datele cu ultimul sondaj național care a fost realizat între 28 februarie și 1 martie pe un eșantion aleatoriu de 1640 de adulți din întreaga țară. Participanții au fost întrebați dacă susțin operațiunea militară rusă pe teritoriul ucrainean. Aproximativ 46% dintre respondenți au spus că au susținut ferm acțiunea, iar aproximativ 13% au spus că o susțin într-o oarecare măsură. Aproximativ 23% s-au opus operațiunii, iar 13% nu au avut nicio opinie sau au refuzat să răspundă. În rândul tinerilor, sprijinul pentru război este semnificativ mai scăzut. În grupa de vârstă 18-24 de ani, 29% au indicat că sprijină războiul, în timp ce 39% s-au opus. Suportul maxim pentru război, de 75%, a fost în rândul respondenților cu vârsta de 66 de ani și mai mult.